Bună ziua! În primul rând, le urez bun venit la noi, la liceu, Musafirilor. Apoi, bună ziua, dragilor elevi ai liceului Unirea. Avem deosebita onoare să-l avem invitat aici la noi de domnul profesor Gheorghiță Geană, filozof și antropolog, profesor universitar, cel mai mare antropolog din România. Este un membru marcant al ceea ce dumnealui numea la o sală de clasă Academiei din Soveja, ocazie cu care îl salut pe domnul profesor Macarie, venit special de acolo și dacă mai sunt, veniți, le urez bine au venit la liceul Unirea. Soveja a fost nu numai locul unde s-a găsit comoara aceea numită Miorița, ci și locul unde de unde au plecat multe comori șlefuite la liceul Unirea. Da, așa este. Așa este, nu? Eu n-o să vă mai plictisesc, dar înainte de a-i da cuvântul domnului profesor Geană, nu pot să nu vi-l menționez pe domnul profesor Răzvan Săcrieru aici de față, cu care domnul profesor Geană, profesorul vostru, cu care domnul profesor Geană o să colaboreze în această în această expunere despre Simion Mehedinți. Despre Simion Mehedinți, un alt membru marcant al Academiei Sovezene, o să vă vorbească domnul profesor Geană. Vă urez să îi sorbiți cuvintele, pentru că este un moment în care vă întâlniți cu valori autentice. Domnule profesor, vă mulțumesc! Mă simt onorat de această invitație. Titlul conferinței mele este Simion Mehedinți, o figură de panteon național. Și începe prin a fixa semnificația acestui termen, acela de panteon. Este un termen care vine din limba greacă, înseamnă panteon, înseamnă toți zeii, an înseamnă toți, toate și Theos înseamnă zeii. Deci când e vorba de un templu, un locaș în care sunt venerați toți zeii unei comunități. A existat un panteon la Atena, dar primul panteon autentic și celebru a fost panteonul din Roma, care a fost înălțat în jurul anilor 20-28 înainte de nașterea lui Hristos prin strădania unui demnitar al senatului roman Marcus Ipsanius Agripa, de asta mai și numit panteonul lui Agripa. Avem aici un Acesta este panteonul grec. Panteonul roman. Imaginea nu este grozavă, este am luat-o dintr-un olarus mai vechi. Cel mai cunoscut în zilele noastre este însă panteonul din Paris. Panteonul din Paris, care o construcție monumentală, are o poveste întreagă, eu nu vreau să vă spun acum, dar sunt lucruri foarte interesante, eu le găsesc semnificative. Inițial a fost un templu acolo, construit de Clovis, după aceea a fost transformat într-o biserică a Sfintei Genevieva. Sfânta Genevieva era o sfântă protectoare a Parisului, a orașului Paris. Ea a fost, de fapt, o păstoriță care în secolul al IV-lea era noastră, era creștină, prin rugăciunile ei a reușit să deturneze o invazie a hunilor și în felul acesta să salveze orașul Paris. Și a rămas, de atunci a rămas o protectoare
a orașului Paris, Saint-Geneviève, și vă îndemn, dacă mergeți la Paris, în excursie sau la studii, să vizitați și acest templu, Panteonul, care este impresionant. Între timp, Revoluția franceză a venit cu niște idealuri mai profane, mai laice, așa, și acest templu a devenit, în sensul larg al cuvântului, un fel de locaș al farurilor celor mai de seamă ale națiunii franceze. Așa încât acolo au fost, fie la vremea când și-au dat duhul, fie ulterior, au fost transportate rămășițele pământești ale celor mai de seamă, fie ai națiunii franceze, indiferent de domeniul în care au activat, literatură, arte, politică chiar. Aia asta cu partea asta cu politica e mai dificilă și încă, știți, politica întotdeauna se mișcă pe niște ape imprevizibile, așa încât politicienii care au ajuns la Mirabeau, de exemplu, așa, au fost, și nu numai el, au fost aduși la Panteon, dar după aceea au fost scoși de la Panteon. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta cu alte figuri reprezentative ale culturii franceze. Mare emulație a produs moartea lui Victor Hugo, a fost o demonstrație, o manifestare de simpatie față de marele scriitor și reprezentant al spiritului francez, al națiunii franceze, atunci cu ocazia aceea, în 1885 s-a stins Victor Hugo. Dar vreau să vă spun că până aproape de zilele noastre au fost o serie de personalități franceze care ale căror rămășițe au fost transportate la Panteon. Sunt acolo fizicieni, precum Pierre și Marie Curie, de exemplu, sau alți creatori din domeniul științelor, așa, care au fost, a căror rămășițe pământești au fost aduse la Panteon. Deci s-a produs, dacă vreți, și un fenomen pe care Mircea Eliade l-a desemnat prin teorie veritabilă, adică s-a produs un fel de refugiu al sacrului profan. Deci, pentru că astea nu au fost numai valori creștine, dar au fost valori umaniste în general. Deci, cumva, semnificația Panteonului s-a lărgit. Există chiar în această venerație a marilor valori, există și o dimensiune sacră, dar repet, în sensul acesta în care vorbea Mircea Eliade de camuflarea sacrului profan. Acum, de la un templu ajungem la un templu fizic, pentru că realmente aceste temple pe care vi le-am prezentat, și Panteonul roman și Panteonul francez, sunt realmente niște construcții monumentale, niște capodopere de arhitectură și, repet, dacă mergeți la Paris, să vizitați Panteonul, pentru că este impresionant Panteonul francez, mai ales că se află undeva pe lângă grădina la Luxemburg, unde, în apropierea căreia locuia Emil Cioran. Emil Cioran se preumbla zilnic prin grădina la Luxemburg și de acolo, din grădina la Luxemburg, se vede Panteonul francez. Nu intru în amănunte, astea sunt lucruri colaterale, dar am vrut să vă prezint acest punct de plecare ca să înțelegem, de fapt, ce ar însemna un panteon al românilor, de exemplu. Sigur, noi nu avem un panteon propriu-zis, aș zice, dacă mă pot exprima așa, că un fel de panteon, dacă vreți, al valorilor românești, cimitirul Belu, de exemplu. Și marele cimitire în care, sau la Eternitatea, la Iași, nu? În care își se odihna marele scrii declaratoare ale românilor. Dar vorbim acum de panteon într-un sens simbolic. Da. De sensul acesta de ansamblu, nu neapărat fizic, dar de un ansamblu așa
al marilor spirite creatoare ale unui popor. E, în acest panteon imaginar, cred că își face loc în mod indubitabil și Simeon. Haideți să prezentăm câteva imagini cu Simeon Mehedinți. Traseul, să vorbim un pic despre traseul formării lui. Vorbim despre Simeon Mehedinți, a dus la Empire în Bust, în calitatea lui de fost elev al liceului Iulian. Din propriile mele constatări, trecerea lui pe aici s-a întâmplat în 1884-85 sau 1885-86. Oricum, el a avut parte de niște tribulații în formarea lui în anii tinereții. A rămas orfan de părinți și atunci a mers întâi la Roman, la seminarul din Roman, avea niște căi deschise acolo. Ei au fost la părinții români spre frați, din care au trăit patru, el era cel mai mic. Și au trăit încă doi frați ai lui, care erau preoții lui, și o sora lui, care era cel mai mare dintre copii, dintre cei patru copii supraviețuitori. Și ca să vedeți ce înseamnă destin, stăteam atât de vorbă cu o nepot de sora lui Simeon Mehedinți, care a trăit până acum vreo 30 de ani, și îmi spunea, păcat că nu s-au păstrat scrisorile dintre Simeon Mehedinți și sora lui. S-au întâmplat niște cataclisme acolo, prin Soveșa, în 1943, au ars 80 de case și atunci s-au prăpădit foarte multe asemenea documente. De ce zice? Pentru că era interesantă această legătură a lui cu sora. El era predestinat a fost să-și urmeze traseul pe care l-a urmat. Dar acolo, în familie, el trebuia să rămână în sat. Și el s-a supărat și a spus sororii lui, zice, Nelea Neculaie popă, Nelea Ion popă, zice, tu preoteasă, sora lui se căsătorise cu un preot, iar eu să rămân la vaci, zice, nu, plec. La fel de ce înseamnă vocația. Și a plecat întâi la Roman, la seminarul din Roman, n-a rămas mult timp acolo, dar probabil că nu și-a simțit o vocație de preot, în sensul angajant al acestei profesiuni, dar el a rămas în permanență deschis către lumea aceasta a religiozității și a religiozității creștine, în mod deosebit. De la Roman a mers la București, la București a venit la Focșani un an de zile și apoi a mers din nou la București și a terminat studiile medii la Liceul Sfântul Sava. Dar anul acela petrecut la Focșani s-a imprimat în suflet și în conștiința lui. Și anul acesta s-a întâmplat mai ales prin profesorul de matematică, Savel Rahtivan, personajul din Bijor, da, Savel Rahtivan. Aceasta aici, în stânga, este o fotografie a lui Simeon Mehedinți, care ar putea să fie, nu e datat, ar putea să fie o fotografie din perioada când el era elev la aceste școli, până în perioada studenției. A fost coleg cu Constantin Parvon și am vrut să vă spun, n-am la îndemână, am copiat undeva. El își notează la un moment dat într-un jurnal tipărit de domnul profesor Costică Neagă aici de față, în cadrul acțiunilor Asociației Simeon Mehedinți, în caietele lui, în jurnalele lui, își notează faptul că a fost coleg cu Constantin Parvon, despre care își amintește că era mai mic, că eram în clasa 5-a, el era
în clasa întâia, zice, și nu mai mult decât atât, i-a dat și invitații lui Constantin Paron. Fapt care a lăsat să se repercuteze mai târziu, în mod favorabil, în perioada de instaurare a comunismului în România, când Constantin Paron a fost președintele Prezidiului Marea Adunări Naționale, și Mehedin s-a avut de suportat o acțiune de aproape de represalie, am putea spune, care s-a petrecut asupra marilor osmanități din cultura română tradițională, și el a apelat de câte ori și la fostul lui coleg de liceu, Constantin Paron, care s-a arătat destul de deschis la nevoile prin care savantul Mehedin trecea în perioada aceea. Iată ce scrie Simeon Mehedin mai târziu despre profesorul lui Xavier Activan. În Primizie și Concluzii la Terra este o carte autobiografică apărută târziu, în 1946. Da, iată cum i-au rămas vii în amintire imaginea și importanța acestui dascăl în informația lui, pur și simplu, din zilele. Un minunat profesor de matematică. Mare noutate pentru fostul seminarist, în vorba de perioada lui, seminarist la Roma, da? Înșirarea de versuri a unor formule cu mulți X, Y, Z și alte valori simbolice. Câtă mulțumire, nu numai pentru mine, dar și pentru ochi, să poți simplifica iute și de grabă încâlceala operațiunilor algebrice prin metode elegante. O clădire de ecuații încărcate de fracții cu cifre, litere și radicali crăcănați unii peste alții ca aprobații pe trapezele de la circ. Și cât te-ai șterge de la un ochi, din tot calabalucul nu mai rămâne decât o fracție, cât o hiespe, ori câteva cifre pe lângă X, Y și Z. Dar interpretarea grafică a ecuațiilor prin curbe de toată frumusețea. N-am jucat niciodată biliard, dar am plijit pe alții jucând și cred că numai la figurile pe care le fac bilele pe postavul cel verde și neted, poate avea cineva satisfacție atât de repede și de pline ca la dezlegarea problemelor de algebră și geometrie. Destul că bietul școlar, rătăcitor printre programele a tuturor școale, s-a trezit pe negândite lucrând din toată inima la algebră, măcar că aritmetica era aproape necunoscută a uneia care trecuse până atunci prin școale unde științele exacte nu se bucurau de prea multă prețuire. Mai mult decât această amintire, vreau să vă spun un fapt foarte important. Această iubire de matematică l-a marcat pe Simeon Mehedin și el a păstrat față de expresia matematică a adevărurilor științifice un respect continuu. Adică chiar și în cercetările lui științifice s-a strivit întotdeauna să promoveze ideea că adevărurile trebuie exprimate, adevărurile științei. Trebuie exprimate într-un limbaj cât se poate de limpede și chiar în formule matematice a mizat foarte mult pe exprimarea, pe măsurarea cantitativă a fenomenelor. De exemplu, în etnografie el spune foarte importantă nu numai forma artistică, ziceam, a unei unelte, dar și numărul uneltelor, cantitatea lor și așa mai departe. Și încearcă la un moment dat chiar un fel de reprezentare grafică după modelul acela al reprezentării în geometrie, în algebră, nu a coordonatelor, nu? Ordonate și abscisă, parcă se numesc, da? Deci a încercat o reprezentare grafică chiar a diversității și a evoluției chiar a unor forme de civilizație, așa, pe o schersenă viziune, să zicem, de tip matematic. Mai departe, spuneam că și-a încheiat studiile la Universitatea din, la liceu din Sfântul Sava din București, da? Și aflând o bursă la școala normală superioară, s-a înscris la școala normală superioară, unde era director Alexandru Dobescu.
aici în țară marelui dascăl și aș putea spune chiar marelui protector și îndrumători au fost Alexandru Dobescu și Titu Maiorescu. Alexandru Dobescu, o figură enciclopedică de o vastitate a preocupărilor impresionantă, cu contribuții în arheologie, nu mai vorbesc în literatură, în istorie, în lingvistică și așa mai departe. Alexandru Dobescu a iubit foarte mult pe Simeon Medinț, încât l-a considerat chiar un fel de fiu spiritual. Și în același timp el a urmat și cursurile la universitate, mai ales a frecventat cursurile de istoria filozofiei predate și de logică, predate de Titu Maiorescu. Cu ei a rămas într-o permanentă legătură, cu Dobescu mai puțin, pentru că Dobescu s-a stins într-un episod dramatic din existența lui, determinat și de vulnerabilitatea ființei lui pământești. Dar până în ultima clipă, până în ultimul moment, Dobescu și-a exprimat dragostea și atașamentul față de Simeon Medinț, față de discipolul său. Mai departe, a păstrat legătura cu Titu Maiorescu. Știți care a fost marea contribuția lui Titu Maiorescu în istoria culturii române, nu mai e necesar să mai insist. Am publicat recent în Buletinul Asociației Simeon Mehedinț o scrisoare a lui Titu Maiorescu adresată lui Simeon Mehedinț, plină de încurajare într-un moment în care discipolul, studentul Simeon Mehedinț, era student în sănătate atunci, ajunsese într-un impas. Și este o scrisoare plină de încurajări, cum Titu Maiorescu nu-i mai scrisese până atunci decât lui Eminescu. În fine, pleacă la un moment dat în străinătate, deși nu s-a gândit la așa ceva. El își obține niște planuri destul de sobre, de serioase. De exemplu, se gândea să ajungă profesor de istorie în Foșani. Dar la un moment dat s-a evit o bursă din partea Societății Române de Geografie, unde Alexandru Dobescu a un loc foarte important în conducere și el a fost ales. Se poate spune despre Simeon Medinț că a fost un binecuvântat al sorții, un ales al lui Dumnezeu. Pentru că el a fost desemnat din partea Societății Române de Geografie ca bursier în străinătate, urmând să se desăvârșească în domeniul acesta, să acumuleze cunoștință și să se desăvârșească în domeniul acesta al geografiei și, întors în țară, să pună bazele acestei științe în România. Și acesta și întâmpla. Și-a luat foarte în serios acest dar al destinului. Prima oară a obosit la Paris, la Sorbona, acolo a avut pe Dascăl, pe Olvidal de la Blaș, pe din stânga, Olvidal de la Blaș, profesor la Sorbona și întemeitorul geografiei umane în Franța și unul din temeitorii geografiei umane plan european. Apoi, după un an petrecut la Sorbona, a plecat la Berlin, unde l-a avut profesor pe Ferdinand von Richthofen, un mare geograf și mare călător, care i-a rămas de asemenea în suflet și a fost un mare călător. Partea lui de contribuție în istoria geografiei se fixează mai ales pe zona geologiei, după câte am înțeles, din scrierile lui Simeon Medinț. Și după un an de ședere la Berlin, a plecat la Leipzig, unde l-a avut profesor pe Friedrich Ratzel, o figură excepțională, o figură copleșitoare,
Cel mai filozof dintre geografi, zice Signor Mendinți, nu știu cât de filozof era, de fapt, filozof în sensul în care deschidea geografia spre zona umană. Deci, dincolo de studiul planetei, Pământ, așa, el a extins geografia spre zonele spirituale. O să vedem în ce sens. Vorbim acum despre domeniile principale în care el s-a desfășurat. A fost o personalitate copreșitoare, să știți. A fost unul din marele spirite enciclopedice din cultura română. Constantin Oica vorbea undeva despre vocația enciclopedică a culturii române și despre faptul că în cultura română, zice, asta spunea la un moment dat Tudor Vianu și Constantin Oica relua ideea aceasta. Zice, în cultura română, spunea Tudor Vianu, există personalități care nu se rezumă doar la un anumit domeniu, ci își extind preocupările și își asumă destinul întregii societăți și culturi și istorii românești. El Mehedinți trebuie numărat printre aceste personalități. Sigur că el a rămas într-un fel îndatorat liniei lui formative. Adică el este într-un cumva un descendent a ceea ce nu atât nemții cât mai sau europenii, cât mai ales americanii în zona antropologiei, a geografiei umane, au denumit tradiția humboldtiană, tradiția humboldtiană în geografie, în geografie europeană. Dar de fapt, aceste personalități pe care am vorbit, Polidadora Blaș, Richthofen, Friedrich Ratzel, înainte ar trebui amintit Karl Ritter, Karl, cu C, da, care a fost întemeitorul societății germane de geografie. Și să vedeți că el a continuat linia aceasta de gândire în tradiția humboldtiană. De ce zice tradiția humboldtiană? De fapt, este o linie care pleacă, ba, chiar mai de departe, la Herder. Karl Ritter, care în 1838 întemeia societatea germană de geografie, dar care în sânul acestei societăți, în organizarea acestei societăți, a rezervat un loc lingvistic și etnografic. Pe urmă, sunt cei doi frați Humboldt care centrează în toată întreaga această linie, frații Humboldt, Alexander von Humboldt și Wilhelm von Humboldt, un mare lingvist. Alexander a fost un mare geograf și un mare călător. Și apoi urmează Ratzel și Bastian, Friedrich Ratzel și Adolf Bastian. Adolf Bastian, care a fost întemeitorul Muzeului Antropologic din Berlin și care a lăsat urme excepționale în geografie și în etnografie. Ratzel, revin la el, a scris o antropogeografie, a scris o geopolitică, politice geografică, de fapt, o geografie politică. L-a avut între discipoli și un suedez, Rudolf Kielan, care este considerat întemeitorul geopoliticii. Dar, de fapt, adevăratul întemeitor al geopoliticii este Ratzel. Și ceva foarte interesant, Ratzel a scris și o carte de etnografie, intitulată Völkerkunde, pentru că în germană, pentru etnografie, există patru termeni. Etnografie, etnologie, Volkskunde și Völkerkunde. Völkerkunde înseamnă știința popoarelor. Volkskunde, ei, nemții de obicei, rezervă acest termen pentru ceea ce noi numim folcloristic, Volkskunde. Völker este pluralul lui folk, Volkskunde. Deci, Völkerkunde înseamnă știința, studiul popoarelor. Și l-a lăsat trei volume de Völkerkunde. Ei, vă dați seama, Signor Mendinți a continuat această linie și a desfășurat la noi bazele etnografiei ca știință. Aparent, îi pare surprinzător ce caută etnografia lângă geografie. Ei bine, el devine, cum spuneam, continuatorul acestei tradiții humboldtiene în spațiul românesc.
Acum, spuneam că activitatea lui s-a desfășurat în domenii foarte diferite. Eu cred că ale lui contribuții fundamentale, absolut de neignorat, s-au desfășurat în trei domenii, în geografie, în etnografie și în pedagogie. A fost, de asemenea, o personalitate care s-a desfășurat și în domeniul literaturii, a fost de altminteri prin o dorință expresă a lui Titu Maiorescu, a preluat în 1907 direcția Convorbirilor Literare, pe care a ținut-o până în direcția acestei reviste, până în 1923 inclusiv. A și publicat niște povești foarte interesante, dintre care putem să detectăm chiar câteva capodopere ale genului, ale prozei scurte sau de dimensiuni medie, nu? Să zicem de dimensiune unor novele. În novelistică, în povestire, l-a lăsat câteva capodopere, nu intrăm acum în amănunte. Însă, probabil că asemenea preocupări intră în ceea ce Mircea Florian, filozoful, numea fenomene recesive. Adică, Mircea Florian a detectat o serie de lucruri din astea, de categorii, de concepte, care sunt foarte importante și în care unul dintre termeni este fundamental, esență fenomen, de exemplu, sau formă conținut, și așa mai departe. Unul dintre termeni, la un moment dat, joacă un rol principal. Celălalt însă este foarte important. Ei, dacă vreți, în această regiune am putea să contăm, să zicem, preocupările literare și neomenismul, specia aceste categorii de recesivitate. Dar spuneam contribuția lui fundamentale s-au desfășurat în special în geografie, în etnografie și în pedagogie. Și acum, să ne ajungă un pic de fiecare, în geografie a fost fără doar și poate un deschizător de drum. A pus bazele învățământului geografic la nivel universitar și nu numai din România, zic nu numai, pentru că, sigur, i-a ocupat postul de prim profesor de geografie la o universitate românească în 1900. Dar activitatea lui în domeniul acesta s-a răsunut numai la nivel universitar. El a fost un autor de manuale școlare de geografie care a avut o importanță copleșitoare în, nu numai în instruirea în domeniul acesta al geografiei, dar și în formarea unui sentiment sau consolidarea unui sentiment național. Vedeți dumneavoastră, geografia este un domeniu foarte important, este dacă ne referim la geografia României, de exemplu, la istoria României, la limba română. Acestea sunt domenii care poartă o amprentă identitară. Acestea, practicate în această sferă restrânsă, ele sunt restrânse, o locală, națională. Ele sunt discipline identitare. Discipline identitare. Limba română este disciplină identitară, adică ne definește pe noi ca ființe, ca români, pur și simplu. De aceea am auzit că în ultima vreme s-a lansat ideea ca lecțiile și în programa de învățământ lecțiile de, sau obiectul limbii române să nu mai fie menționat ca atare, să se vorbească despre comunicare, lecții de comunicare și nu știu ce. Limbaj și comunicare. Vă dați seama, e abominabil așa ceva. Eu sper că nu se va ajunge chiar până acolo încât să scoți, dintr-o programă o materie identitară, deși se mai întâmplă. De exemplu, vă mărturisesc cu părere de rău, eu sunt cadru didactic și la Facultatea de Sociologie, s-au scos din programa de la Facultatea de Sociologie obiectul și istoria sociologiei românești. Așa, nu uit acum în amănânt. Dar sunt niște
se poate spune niște presiuni la globalizării, să știți. Nu, astea se petrec cu o contribuție voluntară și pasivă, iertați-mi cuvântul, din spațiul anglofon. Deci a fost un deschizător de drum în învățământul superior. În ceea ce privește elaborarea de manuale școlare, aici s-a întâmplat un fenomen foarte interesant. El a fost invitat să scrie manuale școlare de către Spiru Haret. Spiru Haret era ministrul învățământului, a fost, bineînțeles, știm cu toții, cel mai mare ministru al învățământului în istoria modernă a României, istoria României. Și, Spiru Haret era liberal. Mehedinți era conservator prin tradiția juninii și cu toate acestea s-au înțeles. Deci, asta înseamnă interes național. S-au trecut peste orice diferență de ordin politic și Simon Mehedinți a elaborat o serie de manuale școlare excepționale. Generații, sau unul și mai să spunem promoții, dar chiar generații se poate spune, vreo două generații, dacă înțelegem generații în sensul acesta sociologic, sociobiologic, de cohorte de populații care se suscită la interval de 30 de ani. Generație, deci să nu spuneți generația de absolvenți de la 2015 sau 2016, nu. O generație nu e același lucru cu promoția. Spuneți. 2015-2016, de absolvenți la Unirea. Dar generație înseamnă altceva. Înseamnă o succesiune de promoții, așa, care alcătuiesc o generație la interval de 20-30 de ani. Deci cam două generații au învățat, de elevi au învățat geografie după manualele lui Simon Mehedinți. Și erau niște manuale cu totul excepționale. Mehedinți s-a adus reproșul că a ajuns membru la Academia Română pe manuale școlare. Unul din adversarii lui, puteți să spunem ideologic, dar cu răsfrângere în plan cultural, Eugen Luvinescu, mare critic, fără doar și poate, dar au avut strategii intelectuale diferite. Și Eugen Luvinescu a lansat această idee că Simon Mehedinți a ajuns la Academie de Manuale Școlare. Iertați-mă, să știți că merita să ajungă chiar și numai pentru manualele pe care le-a scris. În orice caz și-a amânat publicarea tratatului său de geografie, Terra, introducerea în geografie ca știință, două volume absolut impresionante, și le-a amânat până în 1930-31 și s-a ocupat, în schimb, de elaborarea unor manuale care au format, cum spuneam, serii întregi de elevi în care un spirit național. Dormă să nu uităm aceste acțiunile lui au fost concretizate și sub forma unor excursii. Ceea ce l-a impresionat pe el neplăcut după timpul studiilor lui din străinătate a fost faptul că, deși, de exemplu, și Ristoffer și Russell fuseră mari călători, nu organizau, în cazul învățământului, nu organizau excursii. Și atunci el și-a notat aceste vulnerabilitatea învățământului geografic din Occident și a venit în țară și, afară de cursurile universitare, a organizat o serie de excursii cu studenții și o serie de, ceea ce va să rămână în istoria geografiei românești, congresele de geografie, congresele profesorilor de geografie. Începând din 1904, fiecare an, foștii studenți ai lui, absolvenți ai universității și ai cursurilor de geografie, se întâlneau, deci, o dată pe an și de fiecare dată în alt oraș din țară, la Craiova, la Chișinău, la Constanța, la Cluj și așa mai departe. Și organizau așa zisele congrese ale profesorilor de geografie. Erau o manifestare cu o structură standard, dacă vreți. Unul din profesorii locali, care evident fusese studenții lui Mehedinți, organiza o lecție deschisă la care participau toți și asistau toți participanții la congres. După aceea,
Maxim trei profesori din localitate susțineau două, trei comunicări științifice și aveau acel loc o excursie aplicativă în împrejurimile orașului respectiv. E, vă dați seama ce însemnau această activitate pentru cunoașterea pământului și a poporului român. Excepțional. Deci acestea sunt lucruri pe care el le-a realizat în domeniul acesta al geografiei ca deschizător de drum. Acum mai este și altceva. El a fost un gânditor foarte sistematic. Și vorbeam de Terra, de tratatul lui de geografie. Și știți că este cea mai reușită construcție filozofică a unei științe. Detectăm acolo, de exemplu, în primul volum, un fel de tendință de, foarte clarisionată de altfel, de a ajunge la a detecta categoriile geografice. Deci e un drum, dacă vreți, e desfășurat în limbaj logico-filozofic, un drum caracterizat printr-o tendință inductivistă. Știm ce înseamnă inducție, nu de la logică. Inducția înseamnă aplicat de la date empirice și ajunge la niște constatări cu caracter general. La adevărul cu caracter general. Urmează etapa a doua demersului logic, nu? Și traseul, și anume traseul de la deducții la la faptele empirice, de la adevăruri generale la lămurirea unor aspecte mai detaliate ale faptelor empirice. Acesta este traseul pe care el îl parcurge în cele două volume. Primul volum are un caracter pronunțat inductiv, al doilea volum are un caracter pronunțat deductiv. A fost influențat în această tendință constructivistă a lui de două mari figuri ale gândirii europene în secolul al XIX-lea, și anume de Viscont și de Herbert Spencer. Viscont, care a fost promotor al gândirii pozitiviste, așa, și Herbert Spencer, care a fost un evoluționist, în sensul cel mai rău al cuvântului, numai în sens darwinian, și în sensul cel mai general al cuvântului, adică l-a aplicat tezele evoluționiste nu numai asupra fenomenelor biologice, dar și în fenomenele sociale, psihologice și așa mai departe. Dar e foarte interesant această influență din spre pozitivist. El a fost la Paris cât s-a locuit în vecinătatea lui Pierre Lachaise, care era executorul testamentar al lui Viscont. Avea și o expresie personală, signor Menins. Când spunea, vrea să spună că un enunț științific trebuie să se întemeieze pe date concrete. El avea o formulă proprie, zice, să se întemeieze adevărurile și asecțiunile științifice pe lucruri pipăite. Da, e un fapt pipăit că, astea sunt formule proprii, limbajul lui, asta înseamnă de fapt, nu neapărat că puneai mâna pe ele, dar erau accesibile simțurilor, asta vreau să spun. Da. Am asistat după 89, reeditarea unor scrieri lui, care niște editori, neprofesioniști, au schimbat. Este dovadă pipăită că, că au schimbat cu este dovadă clară că. Da. M-au priceput această descendență și această influență pe care Simon Menins a primit-o din partea gândirii de tip pozitivist. Îi privește atunci despre evoluționism, asta este foarte, iarăși foarte interesant. El a tratat Terra, planeta Terra, ca pe un organism, și a definit în spiritul lui Spencer ce înseamnă dezvoltare, ce înseamnă progres, ce înseamnă diferențe de forme și integrare de funcțiuni. E foarte interesantă această viziune despre ce înseamnă
evoluție, ce înseamnă progres. Gândiți-vă, nu m-au evoluat speciile, de exemplu, nu, de la cele mai simple până la om, nu? A fost într-adevăr o diversificare de organe, de, nu, de părți componente ale organismului, dar și o integrare de funcțiuni, chiar în viața socială, nu? Ce înseamnă dezvoltare socială? Ce înseamnă progres social? Înseamnă dezvoltarea unei instituții, diversificarea lor și în același timp integrarea lor. Altfel, degeaba se diversifică dacă noi reușim să le și integrăm, așa fel încât să fie utile lumii sociale, vieții sociale. Acum, se întâmplă ceva foarte interesant. Spuneam că este un continuator al tradiției humboldtiene. Deci, se petrece la un moment dat ieșirea din geografie spre etnografie. Logic, care este mișcarea logică a acestei ieșiri din geografie? Logica este următoarea. Că, spunea el, nu? Obiectul geografiei constituie înverișurile Pământului. Ele sunt în număr de patru și sunt concentrice. De la simplu la complex, asta este iarăși o idee de influență pozitivist-evoluționistă. De când de la simplu la complex, cel mai simplu înveriș al Pământului este atmosfera. După aceea urmează hidrosfera, după aceea litosfera și, în fine, biosfera. Ei bine, în cadrul biosferei, un loc cel important, cel mai important, îl ocupă antroposfera. Spune el, dar fiindcă omul este o altfel de realitate decât lumea plantelor și animalelor, ar merita, zice, o știință specială. Ei, această știință specială este etnografia. Înțeleasă ca un studiu al mozaicului din care grupărilor etnice din care se compune omenirea ca realitate vie. Și atunci etnografia devine un fel de studiu al acestor grupări etnice în funcție de ce? După ce criteriile sunt? Care sunt? În funcție de civilizație și cultură, zice el. Redefinește conceptele acestea de civilizație și cultură, care au făcut epocă în geologia culturii, da? Dar el din înțelesul speculativ care a fost promovat în geologia culturii, el le dă un înțeles practic și le transformă aceste concepte, aceste categorii, le transformă în instrumente operaționale de cercetare în domeniul etnografiei. Adică ce înseamnă? În primul rând definește ce înseamnă civilizația. Este ansamblul bunurilor materiale pe care le creează o grupare etnică, un popor. Și aici mergem mai departe cu categoriile respective, adică cum își construiesc oamenii case, vestimentația, alimentația, astea sunt categorii sau, dacă vreți, subcategorii ale civilizației. Da, mijloacele de transport și așa mai departe. Și pe de altă parte avem manifestările spirituale. Manifestările spirituale care țin de domeniul artei, a științelor, a vieții religioase, a moralei. El distinge foarte clar aceste două categorii, în același timp reușește să le și lege între ele, adică de la ispita de a le primi ca niște categorii fără legătură unele cu altele, ajunge și dovedește că există totuși legături. De exemplu, o neantă, un tipar de caș, că ne aflăm aici în Vrancea, o furcă de porț, nu? Chiar o icoană, care este un, nu știu, să zicem, ghilimele, o fel de unealtă de închinat, un obiect de închinat, da. Dar ele au valoare spirituală. Deci ele sunt, păstorul acela când sculptează o furcă, un tipar de caș, nu se mulțumește doar să dea forma, dar mai face și niște crestături acolo. Sau pe olarul când confecționează niște oale, nu? Mai pune niște floricele pe, chiar cele mai vechi, produse de ceramică, din istoria umanității, au acolo niște semne, da, niște scrijileturi, care au semnificația lor simbolică. A etnografii, specialiști în istoria artei, le-au decriptat în sensul acesta.
Deci el a reușit să se lege între ele, dar facem această distinție și accentuează această idee că identitatea unui popor se manifestă în special prin produsele culturale, spirituale. Nu? De ce? Păi o unealtă nu are un caracter etnic, nu? Dacă se face o invenție undeva, undeva, să zicem, în America sau în Franța, se distribuie fără nicio problemă de adaptare de la un mediu, de la o țară la alta, nu? Pe când, ca să înțelegi o operă de artă, trebuie să procesi la originea, la baștina, la locul de baștina a creatorului respectiv. Vă dau un exemplu. Brâncuș, Constantin Noica spunea, zice, în Brâncuș poți să detectezi cele mai abstracte sensuri. Se pune și niște extraterestri. Dacă ar privi, de exemplu, masa făcerii, ar putea să spună măcar atât. Zice, unul și mâltit. E fenomenal, numai nici nu putea să gândească așa ceva. Știți, masa făcerii, aceea masa în loc, pe care Brâncuș, de fapt, a făurit-o în simbolistica aceea de masă de pomenire. Toți complexul acela de la Târgu Jiu, de exemplu, nu poate să fie considerat decât în toată complexitatea lui, cu toate componentele lui, este masa tăcerii, poarta sântului și corona fără sfârșit. De fapt, tot acest complex a fost imaginat de Brâncuș ca un omagiu adus tinerilor care au murit pe front în primul război mondial și n-au putut să se căsătorească. Ediția la poarta sântului, la partea aceea de deasupra, înseamnă cum un sarcofag. Deci avem masa tăcerii, care este masa de pomenire, este poarta sărâcului și avem corona fără sfârșit, care reprezintă axis mundic, cum ar zice în cerviale, adică verticala pe care se înalță special sufletele tinerilor care și-au dat viața în război. Gândiți-vă ce poate pricepe un străin, da? Din toate lucrurile astea, dacă nu vine la Târgu Jiu și să se informeze cu privire la semnificația originară a unor asemenea creații. S-a spus despre Brâncuș, dar și Neigas, și Gais, cine numai el, a spus că arta lui Brâncuș este influențată de arta africană. După ce au venit la Târgu Jiu și-au mai slăbit puțin cu aceste considerații. Da. Deci, asta vreau să spun. Sau George Enescu. Georgenescu spunea, eu când compun muzică, da, mă gândesc la drumurile de țară moldovenești. Nu se poți înțelege niciodată sonata a treia pentru joară și pian. Da, Georgenescu, dacă ești complet rupt de ce a însemnat atmosfera pastorală într-un sat românesc, da, când la un moment dat vioara intonează niște sunete nostalgice care îți reprezintă o întruchipare a dorului, așa, și de altă parte pianul, așa, scoate niște sunete care îți amintesc de pălângi, de sunetul pălângilor de la gâtul videolor care se întorc seara de la Păscut. Sigur că înțelegerea profundă a acestor creații trebuie să trecem dincolo de asemenea onomatopei, să spunem, dar nu putem nici să facem abstracție de așa încât. Deci, în lumea Ionița avea această intuiție și acest adevăr, de fapt, mai mult decât o intuiție, anume că arta are o determinare locală etnică. Și ea intră, vedeți, și astăzi, în politicile acestea europene, în ce mai mulți căpurari înțeleg că identitatea asemă se definește prin cultură. Deci, așa am putea să spunem în legătură cu această concepție a lui despre civilizație, despre cultură, avea despre cultură, sigur, mi-a venit o facie definiție, nu-i chiar o definiție, este o caracterizare, zice, o cultură este o totalitate individualizată până la superlativa limită de originalitate și de armonie. Deci, o totalitate individualizată înseamnă o totalitate care reprezintă o identitate, un întreg bine definit, da? O totalitate individualizată până la
limita superlativă de originalitate și de armonie este super. Deci, acesta este concept sau este etnografie, a ținut cursul etnografiei. Eu am acasă, achiziunat mai de mult pe câinile astea particulare, un curs al lui de etnografie, notat de mână de unul dintre studenții lui din 1921. Ulterior, mi-a început și eu, a fost etnografiată de studenți și multiplicată pentru uzul practic, pentru uzul studenților. Dar ca și în... Dar și în cazul geografiei, drumul se oprește aici. Gândirea lui merge mai departe, iese din etnografie. În ce fel? Păi ce ne învață pe noi etnografia? Adică studiul civilizației și culturii popoarelor. Ne învață că popoarele au ajuns la asemenea performanțe prin muncă. Și în fond, spune el, lecția de etnografie sau lecția pe care ne-o dă etnografia este aceasta de ordine pedagogic. Ne învață să prețuim și să înțelegem eforturile creatoare ale acestor grupări etnice care reprezintă și formează umanitatea. Sigur, cum ajung popoarele la asemenea creații, prin muncă, spune el, și toată pedagogia lui se va centra pe conceptul de muncă. Pe conceptul de muncă. Sigur, nu este singular în pedagogia universală. El intră într-o rezonanță cu niște pedagogi germani, americani, John Dewey, în filosofia lui pragmatică, a dezvoltat și o linie pedagogică, de gândire pedagogică de tip pragmatic. Georg Kirchensteiner în Germania, s-au desfășurat pe această idee a muncii, a pedagogiei muncii, a muncii care formează, care formează caracterul. Asta este foarte interesant. Asta este foarte, foarte interesant. Deci, munca formează caracterul. Păi, dragii mei, haideți să ne gândim ce a însemnat 50 de ani de deturnare a acestui popor din albia Revoluției Organice. 50 de ani de comunism, în care, știți ce s-a întâmplat? S-a pervertit ideea de muncă și concepția despre muncă. De ce? Concepția despre muncă este legată de produsul muncii și este legată de destinația produsului muncii și de proprietate, în ultima instanță. Păi omul nu mai român, omul în general. Nici vrei să muncească dacă nu știe ce muncește. Da. Și atunci, în momentul când mi s-a luat proprietatea, mi s-a luat pământul, concepția lui despre muncă s-a pervertit. Să știți că există o carte a unui filozof german, unui românist german, românist, romanist și românist, Klaus Heitmann. Klaus Heitmann a scris o carte despre concepții, viziuni despre români în scrierile germane până la 1914. Și să știți că el a descoperit acolo, în scrierile unor germani, aceste afirmații că românul nu muncește serios pentru că nu știe, pentru că muncește pentru că el s-a fost sub o continuă stăpânire, fie că e urească, fie că e rusească și așa mai departe. Deci, gândiți-vă ce s-a întâmplat în perioada aceasta de care vorbeam, în aproape 50 de ani de comunism, în care omul n-a ști pentru ce muncește. Nu mai întreb, mă amănunte, pentru că nu avem timp necesar. Dar asta nu face decât să sublinieze importanța muncii în formarea caracterului. Și Neirințe a militat pentru o înțelegere corectă a relației unei generații cu timpul său. De exemplu, după al doilea război mondial, în vala interbelică, s-a ivit în societatea românească o formulă nouă, o expresie nouă, noua generație.
E vorba de generația lui Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Mircea Oran, da? A fost așa o izbucnire de mândrie a acestei generații tinere. Mircea Eliade spunea, de exemplu, suntem cea mai fericită generație din istoria României. Toate generațiile de până la noi și-au consumat o parte din energie realizării idealului de unitate națională. Noi l-am găsit, gata, făcut. Și nu ne rămâne decât să creăm. Și da, să ne închipuim tot la adăuga. Asta scria în 1926, înainte de a se duce în India. Dar să ne închipuim că mai avem trăit un singur an. Și să facem în acel an cât ar trebui să facem într-o viață întreagă. El a avut în felul acesta și iminența, presentimentul aceea ce tot el avea să numească teroarea istoriei. Da, Mehedinți, prins și el în aceste, cum să spun, acest val de discuții, își intitulează cursurile lui de etnografie, intitulează cursurile de etnografie cu cursuri de felul acesta, datoria generației actuale, către noua generație. Și se adresează studenților. Există cursurile lui, stenografia. Stenografia, așa cum a răstit el. Și într-un curs de deschidere, într-o lecție inaugurală a cursului de etnografie intitulat datoria generației actuale, rostește această aserțiune, această reflecție. Zice, o generație nouă este, zice, o generație care introduce elemente noi de civilizație și de cultură în viața unui popor. Ce, domnilor, chestiunea mi se pare clară. Sunteți în stare să introduceți elemente noi de civilizație și de cultură în viața poporului român? Dacă da, sunteți o generație nouă. Dacă nu, sunteți o generație tânără, o simplă continuare biologică. E bine de reflectat, mai ales tinerii din sală, la această formulare a lui. Să-ți ce core au avut aceste idei ale lui, aceste chemări ale lui în societatea românească și în rândul tinerilor. Am spus cum se face trecerea de la etnografie la pedagogie. Să știți că cercul se încheie. E ca o brățară, dacă vreți, așa, trei componente și la un moment dat se încheie. Adică de la pedagogie el ajunge din nou la geografie. Vă spuneam că este geografia cultivată în spațiul autohton, este o disciplină identitară. Și el preia acum o reflecție a unui care Rita, despre care am vorbit, și care spunea că geografie. Este pământul. Pământul, spunea Ritter, este die Erziehungshaus der Menschheit, adică este casa de educație a speciei umane. Pământul trebuie protejat, este o idee foarte mare. Și el a preluat această idee, da? A preluat această idee și a circumscris-o realității românești. Deci toate aceste acțiuni ale lui erau în care trăim, da, și pământul pe care îl călcăm și pe care vețuim. Da. Acum aș desprinde, treceți la ultimul slide. Totuși, pentru că vorbeam de Panteon, să știți că poate s-a și înțeles deja, există o permanentă componentă autohtonistă, să zic așa, patriotică, națională, în toată activitatea lui, în toate aceste domenii.
Vorbeam de identitatea, de dimensiunea identitară a geografiei, a etnografiei. Să știți că până și definiția metodei în geografie intră într-o perfectă rezonanță cu spiritul acesta autohton. El spune despre metodă că metoda unei științe trebuie să rezulte din mișcarea lăuntrică în cadrul acestui domeniu, al acelei științe. Și metoda nu poate să fie străină unei științe, așa cum Constituția nu poate să fie străină unui stat. Vedeți cum ajunge de la probleme strict științifice la probleme de foarte mare actualitate pentru ceea ce înseamnă definirea identității românești, a identității naționale. Deci, a existat această, cum spuneam, permanentă componentă care a fost această reflecție de tip autohtonist. Se duce undeva într-o călătorie în Elveția și se întoarce de acolo și o conferință la radio. Și zice, aveam de gând să vă vorbesc despre nu știu ce, dar zice, vin din Elveția și să știți că asta m-a determinat să-mi schimb tema conferinței. Zice, vreau să vă vorbesc despre sărăcia bogată a Elveției și despre bogăția săracă a românilor. Da. Vedeți, eu vă spun acum din propria mea experiență. Dacă vezi, toate lucrurile acestea se încheagă într-o reflecție, nu știu dacă există într-un tratat de înțelepciune sau într-un tratat de etnografie sau de folcloristică sau de proverbe, de paleologie. Vreau să vă spun o replică, o reflecție pe care mi-a dat-o un țăran din Banat și pe care nu pot să uit. Zice, există oameni care îți fac dintr-un bulgăre de țărână un bulgăre de aur și sunt oameni care se fac dintr-un bulgăre de aur un bulgăre de țărână. Ei, așa ceva ar trebui să stea pe masa oricărui politician român. Da. Și aș putea să mă opresc aici, dar mai sunt câteva lucruri de adăugat. Să știți că una dintre reflexiile constante care mi-a venit priveau destinul valorilor românești în lume. Înscriu undeva încă în 1914. Zice, cine știe dacă adevăratul urmaș al lui Beethoven nu se naște aici, zice, în Mangavaș. Sau dacă adevăratul urmaș al lui Michelangelo nu se naște în spațiul acesta românesc. Să știți că nu este un mod de a face din România un fel de burtă al pământului. Să nu credeți că a fost un autohtonist din ăsta care face din România buricul pământului. Nu asta este problema. Să știți că în cursul lui de etnografie l-a manifestat un deplin respect pentru existența și pentru creația altă popoare. De exemplu, în ceea ce privește educația fizică, de exemplu, educația sănătății unui popor, de exemplu, educația fizică din țările nordice. Sau, zice, dacă delta noastră, zice, ar fi stăpânită pe olandezi, zice, ar arăta cu totul altfel. Vedeți? Adică avea găsea exemple în existența autocupare. La un moment dat, în cursul, unul din cursurile de etnografie, deplânge decimarea unor populații mai arhaice, mai primitive, așa întreprinse de colonialiști. Și deplângea în mod concret, în mod exact, dispariția tasmanienilor, de exemplu, care deduse, răspunde el, exemple de înaltă cugetare abstractă. Cine știe dacă urmașul lui Kant nu s-ar fi în acea populație? Deci nu, să nu înțelegeți că este un naționalist din ăla închistat, așa, și care nu mai vede în jurul lui altceva, alte exemple, alte modele. Nu. Dar avea conștiința valorilor românești și importanța lor pe canonul acesta al culturii universale. Și nu cred că aceste intuiții sau aceste aserțiuni erau lipsite de un grăunte de intuiție. Gândiți-vă la George Enescu. George Enescu a fost, iertați-mă, cel mai complet muzician al secolului 20. Nu zic cel mai mare, cel mai complet muzician al secolului 20. A fost
Frăga și patronul, excepțional violonist. Numai lihudine nu și n-a reușit să redea timbrul pe vioară a lui George Enescu. A fost un pianist foarte bun, a fost un dirijor, a fost conducătorul filarmonicii din New York. A fost un mare pedagog, nu doar pentru că l-a crescut pe lihudine nu și am avut și alții, desigur, Cristian Ferraz și alții și alții. Și fără îndoială a fost și un mare compozitor. A fost și mare. Chiar dacă numărul opusurilor lui, adică lucrurile lui înregistrate ca atare cu număr de opus, se ajunge până la 33. Am mai lăsat și alte lucruri manuscris. Dar nu sunt, aparent nu sunt multe compozitori care au scris opusuri de domeniul sutelor. Dar este o concentrare excepțională în acest opera. Toate sunt niște capodopere. Este o scriere a lui Pascal Bentoiu, capodopere în scene, care este tradusă și în engleză. Da. E o operă uriașă, este o carte monumentală. E treva sucru de pagini, 6-7 de pagini. Deci, nu greșim dacă îl considerăm pe George Enescu cel mai complet, nu zic cel mai mare sau cel mai nu știu cum, cel mai complet muzician din secolul XX-lea. Opera lui Edip e una din puține opere care există în creație de gen din secolul al XX-lea. Pot să mai fac o altă afirmație și la opere propriu și pe aceasta. A fost un mare compozitor, un muzician, filozof. L-aș compara în acest punct de vedere doar cu Beethoven, să știți. Brâncuș a fost recunoscut ca un cel mai de seamă sculptor din istoria acestei arte, de la Michelangelo încoace, înțelegând acestea cel mai de seamă, cel care a schimbat fața sculpturii, care v-a mai spus și la apropo de Brâncuș. Știți că importanța lui Brâncuș nu constă numai în creația lui propriu-zisă. Vă mai spun încă ceva. Probabil că știți, în anii 30, un curator de la Muzeul din New York a vrut să achiziționeze o pastă a lui Brâncuș care se afla la Paris, o pastă de bronz. Și Brâncuș a împachetat-o și a trimis-o și vani și americani au taxat-o, ceea ce nu se petrecea cu o operă de artă. O operă de artă beneficiau de discount, de reducere de taxe. Și eu i-am taxat. Brâncuș a făcut ceva, un gest absolut incredibil. A dat în judecată statul american. Există un proces al lui Brâncuș cu Statele Unite. Un proces câștigat. Știți ce se întâmplă? Prin anii 70, Petru Comarnescu, care făcuse studii în America, în perioada interbelică, s-a dus pe urmele acestui proces. Și a fotocopiat toate actele procesului, inclusiv depozițiile, acuzațiile depozițiilor, martelor și așa mai departe. Brâncuș a câștigat procesul. Dar, atenție, el a câștigat acest proces nu numai în numele artei lui, l-a câștigat în numele artei moderne. Știți ce înseamnă asta? Asta este testul de intersubiectivitate în sensul fenomenologic. Adică în fenomenologia lui Husserl, există niște etape ale discursului și al analizei fenomenologice și la un moment dat, în a doua etapă, este așa zisă reducție eidetică. Spune Husserl, zice, este o relație de cunoaștere, o relație epistemologică, o relație de raportare între subiectul cunoscător și obiectul de cunoscut. Zice, iei obiectul și îl pun în diferite poziții, în diferite ipostaze, ca să-i surprinzi esența. Asta este ceea ce numește Husserl reducție eidetică. Eidetică, adică de la eidos, esență. Și în felul acesta, în obiectul de cunoaștere, așa cum apare ție în diverse poziții, așa, subiectul tău de cunoaștere, așa, punând în diferite ipostaze, îi sensezi mai bine esența. Asta a făcut Brâncuș. Gândiți-vă câte variante sunt ale sărutului, câte variante sunt ale păsării, da,
care zboară, ale zborului, da? Ale păsării. Și altele. Deci, fără ca să consideră că una din aceste ipostaje este superioară alteia, să știți că au fost sculptori care și-au distrus unele variante. Păstând una singură pe care o consideră cea mai realizată, pentru că n-a făcut așa. Deci, el a păstrat toate aceste variante. Este exact, exact, dacă vreți, transpus în regimul de creație, așa, proprie artă de Goncuș, exact ce se întâmplă cu un proces nu? De reducție identică. E, ce vreau să spun? La un moment dat, cum se răspunea, zice, există riscul ca în acest proces de relații dintre subiect, cunoscător și obiect, să ți se pară la un moment dat că obiectul acela este produsul exclusiv al minții tale. Asta este reducția, așa este reducția transcendentală, care înseamnă un solipsism de fapt, adică nu există eu și cu obiectul acela. Se iese din acest impas, din ceea ce Husserl numește test de intersubiectivitate. Adică acel rezultat al cunoașterii la care tu ai ajuns, acele variante trebuie supuse unei, unei percepții din partea altor indivizi. Validări, da. E asta a făcut Vrâncuș. Adică procesul lui cu Statele Unite este, de fapt, un test de intersubiectivitate. Și nu este, repet, doar în numele artei lui, creației proprii, ci în numele artei universale. E, și cu asta ajung, în încheie această parte, această expunere, încercând să vă invit să găsiți în această, în acest efort al lui, da? În toată activitatea lui, această dimensiune axiologică, această dimensiune valorică, așa, creată de fapt geniului românesc, creativității românești. Și acum dați-mi voie să fac o mărturisire. N-am făcut-o de la început, pentru că m-am temut să o spun, dar acum am să o spun. În caietul acela, care spuneam că l-a editat domnul Cosmin Costenanu, volumul 2, în 25 ianuarie 1926, Simeon Nedinski își notează faptul următor, zice, am fost la Focșan, am ținut o conferință despre Sadel Rahtivan, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la înființarea Liceului Unirea. Este emoționant. Mă bucur că am putut să evocăm astăzi viața și personalitatea unui mare umilist, lui Simeon Mehedinți. Mă bucur că gustul lui este aici la intrare în aulă, pe partea dreaptă, și pe partea stângă este Ion Mincu. Sunt doi umiliști creatori de școală în România, unul în geografie și altul în arhitectură. Ca geograf, repet, mă bucur că am putut să îl evocăm pe Simeon Mehedinți și cea mai potrivită persoană a fost domnul profesor Gheorghiță Geană, căruia îi mulțumesc.